Bine, v-am regăsit. Cred că nu este nevoie să îmi prezint oaspeți. Eu fac totuși din motive de protocol în partea din stânga, din punctul nostru de vedere, da, extrema stânga, aripa stângă. Este Cornel Dumitrescu, care este un stângist, de fapt, veterat. La mijloc, Sorin Petrov, pe care îl cunoașteți. Centru stânga. Centru stânga, da. Eu nu reprezint dreapta, eu sunt moderatorul aici. Mai întâi, Sorin, bine ai venit la Chicago. Sorin este oaspetele nostru de câteva zile. Puteți să ascultați pe internet, sper, asta e prima lui Adi, predicile pe care le-a ținut la Chicago și, în sfârșit, Sorin a venit omul potrivit la locul potrivit. A venit să promoveze noua paradigmă într-o biserică care zic că este deschisă pentru noua paradigmă. De fapt, subiectul nostru din această seară va atinge problema noii paradigme în adventism. Dacă există o nouă paradigmă, dacă este necesar o nouă paradigmă. Dar vreau să încep să delimitez un subiect care să fie subiectul de discuție în această, era să zic, seară. Mă rog, nu știu unde sunteți, deci suntem pe o planetă rotundă în care apusul soarelui nu mai este ce a fost. Da? Deci nici seara noastră nu mai este ce a fost. Vreau să vă invit să abordăm subiectul evoluției adventismului. Cuvântul evoluție este un cuvânt cu patru litere, așa cum știm în adventismul ziua șaptea. Îl vom folosi însă. Și când spun evoluția adventismului, înțeleg că există forțe naturale care acționează asupra adventismului. Adventismul e ca un organism care se adaptează de la o generație la alta. Evoluție, cuvântul evoluție însemnând adaptare nu la o generație, ci în mai multe generații. Și se pare că sunt cam aceleași legi de selecție naturală și așa mai departe. Dar adventismul răspunde la forțe sociale care acționează din afara asupra lui și dinăuntru, prin mentalitatea oamenilor. Forțe sociale noi, cum ar fi explozia informației, invazia postmodernismului, imigrația, invadarea bisericii de către lumea a treia, oameni mai educați decât înainte în adventism. Deci toate acestea acționează asupra adventismului. Dar, în general, în adventism noi mistificăm aceste forțe. Noi nu recunoaștem că sunt niște forțe din afară la care răspundem, ci totdeauna noi justificăm că facem ceea ce facem din motive principiale, de doctrină, răspunsul adus și așa mai departe. Deci, haideți să vă întreb pe amândoi. Mai întâi, hai să discutăm despre originile adventismului. Să vedem cum a evoluat adventismul până acum și care sunt forțele noi care acționează asupra lui și cum răspunde adventismul și cum ar trebui să răspunde. Da? Deci, ce putem spune despre evoluția istoric adventismului. Edi, dacă îmi permiți înainte de chestia asta cu originea, poți să spui orice, o mică observație metodologică legată de modul în care percepem noi un fenomen ca atare. Avem de vedere că adventismul este un fenomen social. Da. Îl tratăm din punct de vedere sociologic. Uh-huh. De-a lungul timpului s-a încercat o singură, să zic așa, pe un singur palier s-a mers. Spiritual. Anume explicația supranaturală. Da. Deci e adevărat că practic sunt două căi de a explica un anumit fenomen când vorbim despre religie. O calea naturală sau calea supranaturală. Da? Da. De obicei nu se face niciun fel de sinteză între cele două, ci se merge unilateral. Ori explică totul, să zicem așa, naturalist în sensul sociologic al cuvântului, ori totul supranaturalist, adică Dumnezeu a făcut acest lucru, a dat un decret, a apărut, s-a făcut exact un fel de reeditare a Genezei 1 sau Genezei așa, într-un cadru... Exact. E paradigma creaționistă. Exact, paradigma creaționistă. Sunt adventist de peste 20 de ani și am fost foarte curios și preocupat ca să-mi dau seama exact ce înseamnă adventismul dincolo de un set de doctrine și de un set de ritualuri care, pur și simplu, încearcă să te reactualizeze într-o anumită paradigmă. Am fost surprins să descoper că din toate, să zic, astea nu spunem manuale, pentru că este mult spus. Noi nu avem practic un manual de istorie adventă, deși ar trebui să fie. Și dacă există, sunt destul de apologetice. Ceea ce nu e rău, până la urmă, orice biserică trebuie să aibă un spirit apologetic. Dar lipsește obiectivitatea, într-un anumit sens, când ai o asemenea gen de abordare. Am fost surprins să descoper că, de fapt, deși aici pe acolo se aduc în discuție anumite fenomene care au stat la baza unor anumite decizii majore, în contextul politic, economic, mai ales la începutul milerismului și așa mai departe, după aceea se trece brusc la practic să încearcă o explicație asta supranaturalistă, pentru că nu mai există niciun fel de, cum să zic așa, dovada unei... Totul e răspuns la Duhul Sfânt și... E un răspuns la Duhul Sfânt, la o voință divină. Sau lumină nouă venită de la Dumnezeu. Care se manifestă de obicei prin profet sau prin structura organizatorică. Și atunci
se ignoră forțele de care tu spunești, care sunt intrinsece, orice societăți, orice civilizații sau etape a istoriei, și se mizează pe acest factor care este foarte comod și este foarte ușor de, hai să spun un cuvânt puțin mai dur, manipulant. Nu? Da. Atâta vreme cât îl invoci pe Dumnezeu pentru orice decizie, orice etapă, orice transformare, orice, cum zic în engleză, un shift de la un punct la altul, e clar că nu ai nevoie de argumente. Dacă așa a zis Domnul, da, indiferent că a spus acum 800 sau 1000 de ani înainte de Hristos sau a spus-o în secolul XIX, așa cine este. Ești tu ca simplu individ, da, să contești, da, o paradigmă care vine direct de la Dumnezeu. Atunci, de aceea spun că se impune o analiză, să zic așa, obiectivă, care în mod natural nu va rezulta de acolo o concluzie poate chiar foarte confortabilă, da, dar este, să zic așa, apropiată de realitate. Da. Ori noi dacă nu încercăm să ne ancorăm în realitate, da, și să trăim mai departe în imaginar, pentru că, acum, spun sincer, construcția noastră este o construcție imaginară, în mare măsură, și trăim într-o lume imaginară și paralelă, din punct de vedere social. Termenul este bubble în America. Da, termenul, da, așa, fără să ne dăm seama dacă, într-adevăr, noi acceptăm că suntem și un produs, ca să fiu mai echilibrat să spun, da, și un produs al unor forțe sociale, economice, politice, religioase. Ori dacă noi credem că suntem doar apăruți supranatural, așa un fel de nașterea miraculoasă a unei, da, mișcări, doar din Duhul Sfânt și, da, din cineva care a fost, să zic așa, aprins după... Și totdeauna alegerile sunt conduse de Duhul Sfânt și conducătorii, da, sunt supuși de Duhul Sfânt. Atunci și... e clar că... Orice șef viziunea vine de la satana, noastră, da, da, viziunea noastră este alterată și atunci, da, probabil că trebuie să ne reconsiderăm substanțial fundamentul. Deci eu zic că aici trebuie să, la un orice demers de acest gen, trebuie văzut exact ce factori sunt implicați într-o asemenea etapă, da, de transformare și dacă mergem doar pe discursul supranaturalist, da, Dumnezeu a zis și a făcut. Pe de altă parte, există și o altă tendință de a merge doar pe, a aborda doar elementele strict sociale, da, și economice. Atunci nu este un echilibru. Atunci eu aș miza pe o sinteză, încă n-am găsit titulatura posibilă. Da. Deci, Sorin, tu ne-ai bătut, adică, mă rog, ai deschis o paranteză despre metodologie, da? Da. Vreau să întreb pe Cornel. Cornel, ce, pentru ca să mergem, vreau să te întreb dacă consideră că această metodologie propusă de Sorin, adică de a privi la forțele sociale care modelează adventismul, este legitimă? Ca unul care a fost prezbitor de o viață întreagă, mă rog, în biserică și în America, dacă ți se pare cumva că această analiză din afară, social adventismului, este un semn de apostazie sau că este necesară? Personal, eu cred că este necesară și în experiența mea, Sorin a spus că el este adventist de aproximativ 20, da, de ani. El a avut o altă experiență, experiența convertirii dintr-un mediu ortodox sau secular, a intrat, s-a convertit în Biserica Adventistă. Eu vorbesc din experiența copilului născut într-o familie de adventiști, care am crescut în biserică, am cântat, sta la măsuța de nisip cu copiii din biserică și am crescut în biserică. Observația, din punctul meu de vedere, este necesar ca biserica să ia în considerare aceste evidențe. Am o întrebare pentru tine, sau, Cornel. Da. Am o întrebare pentru tine. Deci, de fapt, sunt două întrebări. Deci, dacă poți să-mi spui, eu pot să spun un asemenea moment când a venit la mine, da? La mine momentul acesta a venit în America abia, da? Dar dacă poți să-mi spui când ți s-a întâmplat ție să începi să privești adventismul și din afară. Deci, ca orice copil de adventism, l-ai primit doar din lăuntru. Noi, rămășița, soroa îi spune, da? La un moment dat, observ că este un aspect sociologic. Și în ce măsură, deci, pentru că ne cunosc ca o persoană care, în general, este, ține ochii deschiși la lumea politică, în ce măsură ți se pare ție că adventismul de ziua șaptea replică un fenomen social-politic care este acum în lume? În America și în toată lumea. Cele două întrebări. Momentul în care am observat direcția pe care, am fost interesat de direcția, da, în care merge biserica, a fost după 30 de ani, după ce m-am căsătorit și m-am implicat în biserică mai mult și am acceptat o poziție de conducere, da, cum, da, ar veni, administrativă în biserică. Conflictele sau opiniile diferite, da, de exemplu, între biserica locală, organizație, conferință, m-au forțat
să gândesc puțin mai adânc problema adventismului mai și mai politic problema Bisericii Adventiste. Ce vreau să spun puțin înainte este că sunt membri în biserică care nu admit că biserica este într-o schimbare continuă sau că biserica are o evoluție. Ei se încăpățânează să creadă că biserica de astăzi este biserica care a fost pe timpul Sorei White sau pe timpul pionerilor. Este biserica adevărată, are tot adevărul, deci nu are nevoie de schimbare. Deci biserica, nu, în momentul când ai tot, n-ai ce să schimbi. Și aici mi se pare că este conflictul între această mentalitate și biserica mai tânără, eventual mai educată, care are la dispoziție mai multe informații sau interesează informația, și atunci este acest conflict între, aș putea să spun, între generații sau între biserica de tip vechi și biserica adventistă, care acceptă că trebuie neapărat o schimbare și că noi nu suntem imuni la forțele sociale, la forțele din afara bisericii. În niciun caz nu vreau să vorbesc aici la transformarea sau schimbarea adevărului, ci la anumite puncte de, chiar puncte de doctrină sau etice pe care biserica le-a acceptat până la moment și care trebuie să schimbe. Bine, eu aș corecta puțin, dacă se poate, interpretarea adevărului, pentru că trebuie să fim absolutiști în această privință în legătură cu... Spune adevărul, exact. Adevărul. Dar eu aș vrea să lansez altă întrebare, și anume, ce este adventismul? Asta e bună întrebare. Urmă discutăm despre un fenomen de care... Hai să spunem ce este adventismul. Deci așa asta ne duce înapoi la subiectul nostru, de fapt, da? Hai să luăm adventismul în evoluția de 1844, da? Deci adventismul a apărut fiindcă Dumnezeu a vrut să apară. Bun. Cu asta suntem cu toți de acord. Acum să vedem celelalte forțe care au concurat la apariția adventismului de așa. Deci, ce este adventismul? În primul rând aș lansa ideea că adventismul este o mișcare milenaristă. Da. Și pentru cine e familiar cu termenul, acest lucru spune mai mult decât o definiție, chiar o definiție. Deci fiind o mișcare milenaristă, are o anumită viziune asupra istoriei, asupra trecutului și asupra viitorului. Milenarismul, în esență, fiind de fapt o strategie de evadare din istorie. Această religiile, orice religie, practic, este o reflectă o strategie de evadare din istorie, o depreciere a lumii prezente în favoarea unei lumi transcendente. Da? Și atunci, milenarismul religios, pentru că sunt și formele seculare pe care le cunoaștem în secolul marxismul. 20, marxismul, socialism, nazismul, așa mai departe, milenarismul întotdeauna a căutat să traverseze istoria cât mai repede cu putință, dacă se poate să o dinamiteze, în sensul violent, Thomas Müntzer, Evu Mediu și așa mai departe, sau în sensul, să zic așa, mai puțin... mai terorist arab, mai modern. Exact. Sau războiul sfânt în Ierusalim, de partea evanghelică, iudaică, Casmina Magedonul. Sau în forme mai elegante, și anume o transformare graduală a societății. Vezi America secolului XIX, care milenarism, de fapt, era religia de stat a Americii în respectiva perioadă. Indiferent de maniera... Neoconservatismul este iarăși milenist. În prezent. Acum, indiferent de metodologia aplicată, oricea violentă, oricea pașnică, milenarismul nu se poate adapta unei lumi prezente care îl provoacă la maxim. Adică provoacă individul, da? Pentru că individul reflectă ideea de milenarism într-o formă sau alta. Deci el trebuie să caute o supapă. Da. Adventismul, acum vreau să fac o afirmație care probabil unii o să îi deranjeze, adventismul s-a născut în urma unei confuzii. Da? Născându-se în urma unei confuzii, avea două posibilități. Ori confuzia să devină definitivă și atunci dispărea la groapa de gunoi a istoriei, cum au dispărut multe alte mișcări de-astea mini sau maxi milenariste, ori, din contră, să rezolvă această tensiune în mod creativ și să se dezvolte pe o structură care, până la urmă, să aibă un anumit impact în societate. Ceea ce eventual s-a și întâmplat, foarte interesant, pentru că adventismul avea toate șansele în secolul XIX, după Marea Dezamăgire, să devină un alt anonim printre alți mulți anonimi în urma oricărei explozii milenariste. Bun, fenomenul Miller îl cunoaștem, un impact extraordinar în America secolului XIX, chiar dacă istoricii poate nu sunt atât de dispuși să accepte această realitate. Cum spunea un istoric secular american, le-a trebuit multă vreme americanul să-l uite pe Miller. Da? Pentru că Miller, pur și simplu, a demontat o paradigmă.
da. Paradigma post-milenaristă, da, care da, da, în timpul lui da, funcționa perfect, da, da, Charles da, Finney și toți... Da. Deci va fi o mie de ani de pace exact, și progres. Exact, da. Și noi acolo mergem, iar America, da, prin și asta reforme... justifica și progresul social exact, și convertirile la da, camitic. Absolut da, totul, da, da. Ori Miller dinamitează această paradigmă, spune nu, de fapt noi ne îndătăm în sensul de revers, adică noi mergem spre o catastrofă inevitabilă și singura șansă este ca să ne pregătim pentru că atunci când va reveni Hristos și când va pune toate lucrurile la punct, noi să fim de partea cealaltă. Numai o secundă, am impresia că paradigma lui Miller de fapt a fost preluată de ideea răpirii bisericii, de dispensaționalism. Ulterior. Că, da, ulterior, da, da, da. Deci paradigma n-a despre cu Miller. Nu, 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 pentru nu, că Apocalipsisul a rămas în America. Ea a reînviat ulterior după războiul civil american în evanghelismul da, care da, acum da, îl vedea pe Iisus ca venind în secret, dar tot da, înainte și de 1000 da, de ani. Da, 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 da. Deci a dispărut. Dar vreau să spun că el a creat acest impact extraordinar. Da. Într-un fel sau altul, Miller a avut dreptate. Sfârșitul erei jacksoniene s-a sfârșit odată da, cu începutul războiului american, da, civil da, american. Da. Deci, într-un fel sau altul, sfârșitul pe care el îl prevedea, chiar dacă nu se referea la sfârșitul fizic al planetei, o etapă s-a sfârșit și o alta a început. Da. O epoca victoriană da, da, a început cu totul altă poveste. Dar adventismul, și ca să concluzez cu acest prim aspect, a reușit cumva să rezolve această tensiune în mod creativ și s-a transformat într-o nouă mișcare, în aparent tot milenarist ar fi, dar da, de fapt vom vedea poate puțin mai târziu și a schimbat puțin valențele. Nu mai are același caracter strict milenarist, apocalipticist, cum l-a avut inițial. Înainte de a trece mai departe, am o problemă cu voi amândoi aici. Vorbim de apocalipticismul adventist. Eu cred. Deci tu ai spus că Miller a avut dreptate într-un fel, da? Da. Eu cred că în spatele, deci nu vreau acum să comentez originea simbolului din Apocalips, cât e de supranatural, cât e de inspirat și așa mai departe, nu o să da, comentez. Da. Cert este că în spatele interpretării adventiste a Apocalipsei, există o intuiție. Uh-huh. Și nu numai sfârșitul erei jacksoniene, să zic. Există clar o intuiție care apare în Marea Luptă și în care ideea este că America merge spre un sistem care nu-l poți numi nici totalitar, nici fascist, nici comunist, dar filozoful francez Michel Foucault a inventat un termen, biopolitics, adică un sistem care înglobează orice aspect al vieții. Și dacă o anumită, deci dacă îmi dați un minut și continuăm conversația, acesta de biopolitics, paradigma lui este lagru de concentrare. În sensul că un sistem care vrea să acopere orice aspect al vieții, dacă cineva nu intră la acest sistem, trebuie băgat în lagăr sau omorât. Și, de exemplu, la ora actuală în America avem 3.500.000 de oameni după gratii. Cei mai mulți cu crime non-violente. Dar cert e că oamenii nu pot fi, n-au loc în sistem. Da? Nu și-au loc în sistem. Și există o clasă tot mai mare în America și în toată lumea care nu poate intra în acest sistem. Și există o politică mai mult sau mai puțin secretă ca încetul cu încetul să fie aceștia să fie băgați într-un fel de lagăr, că sunt ghetouri, că e pușcărie, că este altceva. Bun, adventismul are o anumită intuiție aici. În ce sens? Problema cu decretul duminical și executarea unei clase mari de oameni. Și ceea ce mi se pare intuiția fundamentală a adventismului este că religia este de partea negativă. Și creștinismul devine un instrument de dictatură. Vreau să ne pentine corel, aici e o problemă. Deci tu ești mai demult în America. Când eram noi copii, fiind crescuți în credință, noi ziceam Marea Luptă. Și noi ziceam așa, dușmanul copiilor lui Dumnezeu sau dușmanul nostru este religia organizată. Dar noi suntem diferiți. Acum, când am venit în America, am observat spre uimirea mea că adventiști și gândesc altfel. Mi se pare că s-a pus aici o schimbare de paradigmă în sensul că adventiștii văd pozitiv, tot mai mult văd pozitiv ridicarea, să zic, conservatorismului creștin evanghelic în America și în ce măsură biserica însăși în America a devenit parte a acestui sistem pe care într-un fel Marea Luptă l-a intuit. Și nu știu, pe tine vreau să întreb, Sorin, dacă crezi sau nu că într-adevăr există o intuiție reală în melinismul adventist a istoriei. Okay. Dar de vreau să răspundă Cornel. Da, deci... Am observat, deci da, în 34-35 de ani de când sunt în America, că adventismul, da, biserica adventistă da, de ziua șaptea se apropie din ce în ce mai mult de
evanghelismul american sau de coaliția evanghelică. Da. Și chiar au tins să facă parte din această coaliție. Și din ce în ce sunt mai apropiați, la un moment dat, ca și cum nu mai sunt vizibili ca biserică în această, în această coaliție. Deci biserica adventistă nu mai este o biserică care s-a pretins a fi de sine stătătoare, care are o linie a ei separată de toate bisericile evanghelice din America. Da. Păi sunt câteva puncte distincte, care, după părerea mea, încet vor dispărea și acestea. Și vom fi o masă. Ai impresia că suntem parte din sistem. Că suntem parte din sistem. Și da. Nu știu dacă observ că foarte mulți dintre frații noștri... Știți de ce? Pentru că îmbrățișează, din punct de vedere social, sau a activităților de reglare a societății, aceleași puncte de vedere pe care coaliția creștină le are. Care sunt? Când este vorba de gay rights, de atitudinea de a guvernului american față de islam sau față de țările avort, anticoncepționale, folosite anticoncepționale. În general, femeia, într-un anumit sens, este pusă într-o anumită categorie de coaliția creștină, vreau să spun, ca ceva mai puțin, nu tocmai egal cu bărbatul, adică nu este capabilă să decidă pentru acest segment de populație. Și trebuie femeile, să are mai mic și așa mai departe. Exact. Deci, și am auzit acum la radio și chiar președintele Obama a scos în evidență câteva în State of the Union, cum este pentru muncă egală, salariu egal și alte puncte de vedere. Deci, vedem trebuie acest să lucru. Salutăm că statul Mississippi în sfârșit a ratificat abolirea sclaviei. Da, aici e o problemă interesantă. În Cartea Marea Luptă există deci o afirmație în care Lenoi spune că societatea pentru reformarea Americii va duce la decretul duminical. Și Lenoi ne atrage atenția că suntem totdeauna suspicioși față de încercări de a legisla moralitatea sau a reforma biserica prin mijloace legislative. Ori se pare că în San Patrino se merge mai mult în direcția aceasta, fiindcă suntem o parte din sistem. Niciun pericol, nu vom fi persecutați. Da? Sorin, vreau să întreb pe tine. Crezi că profetismul adventist e un simplu mit? Sau conține o intuiție a istoriei? Da, acum, legat de nuanțele care le-ai sugerat tu, dacă se găsește sau nu se găsește profeția biblică, e greu de spus asta. Da, eu vorbesc de profetismul adventist, de interpretarea adventistă. Da, dacă adventismul a avut o anumită, anumită percepție vis-a-vis de America, asta este un fapt dovedit istoric. Da. Trebuie de la început trebuie de la afirmat că relația adventismului cu America a fost o relație foarte ambiguă. Uh-huh. Având în vedere că a trecut de la faza de fie de demonizare a Americii ca fiind un instrument al cerului rău prin care se va instaura persecuția finală și sfârșitul și așa mai departe. Apoi, îmblânzirea fiarei, în care America nu mai este văzută ca fiind fiară, ci de fapt este o putere care ne poate susține în demersurile noastre, având în vedere că avem doi stâlpi, protestantismul și republicanismul. Da. Dar care în viitor. Dar care într-un viitor neclarificat și cu cât mai depărtat, cu atât mai bine, așa, ar putea deveni. Okay, deci a trecut de la inevitabilitatea transformării la posibilitate. La probabilitate. Vreau să întreb să l-amintesc pe Uriah Smith. Uriah Smith spune că vocea de balaur nu reprezintă viitorul Americii, ci natura secretă a sistemului din secolul nostru. Deci, ca să vedeți, deci Uriah Smith spune, da, e democrație, este republican, dar de fapt în vocea reprezintă că este Roma. Roma reînviată. Ceea ce era corect. Pe când în interpretările moderne ale Mark Finley, noi spunem această țară poate deveni dacă renunță la legea lui Dumnezeu, adică dacă se secularizează și se îndepărtează de propunerile utopice, mileniste ale coaliției creștine, atunci va deveni balaur. Deci asta este... Bun, acum întrebarea, ce îi speria pe adventiști atât de tare la America? Da. Și doar doi factori puteau să-i sperie. Protestantismul american, catolicismul, care era totuși era într-o fază incipientă. Dar era o teorie a conspirației, că catolicii... Exact, au venit o teorie care provenea de la protestanți, adventiști. Da, nu e adventist original. Dar catolicismul n-a reprezentat niciodată un pericol real pentru adventismul american. Și pentru libertățile americane, clar. Protestantismul, în schimb, având în vedere că milita pentru anumite reforme și mai ales pentru reformele legate de sacralizarea zilei de odihnă și așa mai departe, cu siguranță că asta era perceput de adventist ca un potențial pericol și un, să zic așa, un vestitor al viitoarei persecuții.
În schimb, este foarte clar că adventismul l-a perceput foarte pozitiv America, da? Și din alte motive. Da. În primul rând, America prezenta de fapt o anumită variantă a mileniului, uh-huh. da? Varianta aceasta de progres, da. Centrată pe teologia arminianistă, da. În care omul poate să uh-huh. se străduiască și se poate să împlinească ceea ce da. Și-a propus. Așa, și având ca zi de odihnă, duminica. Da? Deci duminica e de fapt un fel de standard al acestei da. Filozofii. Adventismul vine și spune, există o altă variantă, altă formă de milenarism, este da. Pre-milenarism, vine Hristos înainte, nu putem face nimic da. În acest sens, omul nu are niciun fel de posibilitate, este da. Varianta calvinistă da. A da. Abordării. Omul este cu totul corupt, așteaptă da. Intervenția divină. Iar sâmbăta, practic, este noul standard al acestei da. Noi filozofii. Acum, este clar că adventiștii, pe de o parte, se conformau timpului american, și anume respectau o zi de odihnă da. Ca și ei, dar erau înaintea lor cu o zi. Ei da. Țineau sâmbăta, americanii da. Țineau duminica. Și-au dat seama că, de fapt, aceste două vor veni într-un conflict. Uh-huh. Și reacția adventismului a fost foarte interesantă. Nu s-a retras din societate, uh-huh. nu s-a izolat, a devenit o mișcare ciudată, de gen Amish People da. Sau așa mai departe. Nici nu a fost supus unui fenomen de aculturație și da. Anume să se integreze de plin într-o cultură majoritară și să se piardă da. În marea masă. Ce a făcut? Adventismul a creat o nouă sinteză. Uh-huh. Da? A creat o lume paralelă. A replicat instituțiile Americii. Da? Uh-huh. Noi oferim o formă alternativă de educație, de sănătate, da. De religie, da, interesant, da. De toate aceste aspecte. Da? Da. Atunci creăm o altă lume. O lume mai mică. Dacă America oferea refugiu pentru persecuțiile da. Din Europa, adventismul oferea refugiu pentru persecuțiile din America. Uh-huh. Că America avea să le inițieze. Da. Și astfel, adventismul a creat o altă lume, o altă sinteză. Alternativă, interesant. Da? Și atunci da. Oamenii au invitat să intre da. În noua corabie a lui Noe. Da, interesant lucrul acesta. Și da. Vreau să da. Adaug ceva, da. Poate că da. Este, pentru mine este cel puțin da. Interesant. Adventismul primar da. Vedea în nu așa de mult în catolicism, da. Dar în protestantismul da. de duminică, da. Cum ar veni, da. Un pericol. Cel evanghelic. Da. Da, cel evanghelic, un pericol. Absolut. Un pericol. Ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Da, deci da, da. Biserica Adventistă nu mai vede un pericol în protestantism, chiar dând mâna da. Cu catolicismul, ci vede un pericol în secularizarea da, Americii. Așa este, da, da. Deci America da. Seculară este un pericol pentru adventism. Și aici, nu, da, da, exact. Aici este un aspect al confuziei adventiste. Dacă, da. Hai să luăm cartea Marea Luptă, da? Deci mergem pe Marea Luptă, vine reformațiunea, apermează capitolul reformator englez de mai târziu, John Wesley, uh-huh. care așa, arminianismul, în fond. Uh-huh. După aceea urmează capitolul despre America și este foarte interesant. Avem un capitol de demonizare a Revoluției franceze. Da, clar. Exact. N-avem nimic despre Revoluția Americană. Singurul aspect legat de libertate de conștiință în America este Roger Williams, uh-huh. care trebuie să... Am tot respectul pentru Roger Williams, dar a creat un fel de utopie, utopie la timpul lui, da, foarte frumoasă, și a fost într-adevăr adeptul libertății de conștiință, dar ce e interesant că Elena nu spune nimic despre Constituția Americană, despre Declarația de Independență, da. Despre Bill of Rights, nu spune nimic de treaba aceasta. După aceea, în schimb, dacă iei scrierile din tradiția lui Ellen White, fondatorul, Părintele Americii, Thomas Paine, Ellen White declară negru pe alb că Satana i-a dictat da. Scrierile mm-hmm. lui Thomas Paine. Mm-hmm. Ceea ce, în schimb, în Marea Luptă, în capitolul următoare, există un capitol numit Scripturile o apărare sigură, în care pe lângă că apare ideea cu spiritismul, mă rog, dar este o denunțare categorică a înaltei critici, a criticismului Bibliei, și în cartea educației, iarăși, Ellen White este clar împotriva educației seculare. Ceea ce iar mi se pare o confuzie, pentru că, cum spui tu, America, adventismul nu a fost antiteocratic, a creat o mică teocrație paralelă. Școlile adventiste, de exemplu, nu mă refer da. La școlile care sunt sub supravegherea guvernului, da? Acele independent ministries, sunt anumite școli, licee sau anumite, sanatorii adventiste de educație sau de sănătate, cum e UC Pines sau Wildwood, da? În care dacă te duci în aceste centre de educație, ori îți pierzi mințile și devii un fanatic religios, ori devii ateu. Adică nu există cale de mijloc. Deci au împins la extrem o educație total anti-seculară, dar în același timp și anti
creștină, anticreștină. Și aici este iarăși o problemă. Deci mi se pare normal ce spui tu, Corel, că adventismul se ridice împotriva secularismului. Pentru că adventismul a văzut doar un pericol în secularism. Dar este vrut că pericolul major este protestantismul și catolicismul și spiritismul. Însă, la data aceasta, când secularismul are cuvântul ultim, chiar și în America, este un conflict, dar secularismul se pare că de partea câștigătoare, mi se pare normal ca un adventist să devine dintr-o dată îngrijorat de războiul împotriva Crăciunului, de exemplu. Când noi înainte nici nu țineam Crăciunul sau criticam Crăciunul. Și acum, organize the Christmas, știi? Yeah. Organize Christmas, știi? Yeah. Sau, problemă, rugăciunea în școală, rugăciunea la micii de fotbal. Deci, noi începem să vorbim limbajul acelui Babilon pe care îl demonizam acum 50 de ani. Și este interesant că observăm în Biserica Adventistă persoane care spun, uite că președintele Cutare nu se roagă și nu face rugăciunea, nu este creștin, ca și cum este foarte important, este foarte important ca președintele, până acum 40-50 de ani, noi doream o separare între biserică și stat, așa distinct, adică vroiam să fie, să vedem această separare între biserică și stat. Acum nu, cu cât se roagă mai mult politicienii, cu atât se pare că sunt mai credibili, pentru, chiar și pentru membrii din Biserica Adventistă. Mi se pare că dacă sunt seculari, sunt un pericol pentru Biserica Adventistă, dar pentru tot creștinismul american. Acum aici este o chestiune foarte sensibilă, având în vedere că de-a lungul timpului, istoric vorbind, adventismul a reușit să se alieze uneori cu cele mai neobișnuite entități pentru a obține un singur rezultat, și anume garantarea libertății de conștiință. Da. Deci dacă adventismul a avut o teamă... Scuze-mă că te corect. Garantarea libertății de a ține sabatul. Hai să fim exact, corect. Exact. Noi n-am jucat pentru libertate de conștiință. Da, corect. E foarte bună precizarea. Bun. Adventismul a avut această teamă întotdeauna că va veni o zi în care liturgia duminicală va fi impusă, sabatul nu va putea respecta. Și atunci lupta, de fapt, declarația de misiune a adventismului de-a lungul timpului a fost să lupte pe toate pozițiile pentru și garantarea acestei libertăți. Când s-a pus problema ca, de exemplu, să se dea o anumită lege sau să se încredească o anumită libertate, adventismul n-a avut niciun fel de problemă să se asocieze cu vânzătorii de lichior sau cu băuturi alcoolice, pentru că și business-ul lor era afectat de aceeași lege care vizează și mai departe. Or, aici, bine, este un exemplu, mai sunt vreo două în același context, dar e posibil ca mergând pe o anumită cărare să-ți dai seama că te aliezi fără să vii cu entități care n-au nicio legătură cu ceea ce tu militezi. Și, de exemplu, pe această luptă împotriva secularismului, care credeți că este aliatul cel mai la îndemână, fără să aibă o relație de formală sau nici măcar, să zic așa, conceptuală? Islamul. Islamul și Biserica Catolică. Și Biserica Catolică, Și Biserica Catolică. Pentru că aș vrea să spun lucruri interesante. Adventismul, dacă Biserica Catolică, dacă Papa Ratzinger, mă rog, fostul Papa Ratzinger, aproape fostul Papa Ratzinger, dă o enciclică despre ziua Domnului, în care insistă ca catolicii care lucrează la Walmart, de exemplu, să ai dreptul să ține duminica, noi țipăm decretul duminical. După aceea ne ducem în Senat și împingem o moțiune exact cu același conținut ca fiecare om să-și poată ține ziua de odihnă. Deci este foarte clar că noi suntem aliați cu catolicii în privința mișcării pentru promovarea zilei Domnului. Și cartea lui Bachiuchi, From Sabbath to Sunday, de fapt, este un document pentru promovarea zilei Domnului, indiferent dacă e duminică sau sâmbătă. Sau vineri. Sau vineri, da. Este pentru promovarea zilei Domnului. Pe de altă parte, într-adevăr, problema cu islamul este alta. Și acum hai să trecem la... Fiindcă a discut subiectul ăsta, vreau să trecem la subiectul acesta. Nu vi se pare foarte dubioasă această simpatie tot mai puternică exprimă de adânci față de islam? De exemplu, citesc cărți care au apărut la ABC. Binecuvântarea uitată, Ismael. Da? Autorul faimosului sci-fi Omega, Lewis Walton, da. Autorul acelei ficțiuni pe care mulți spun că istorie, numită Omega, care mulți spun că istorie, e o ficțiune, tot fără nicio bază în istorie, susține că islamul este o contrafacere a adventismului. Au un dress code, au un profet, da? Deci, și că persecuția islamului va fi premisa persecuției adventismului. Cum vi se pare această stranie simpatie adventismului față de islam, care este cea mai intolerantă, cea mai teocratică, cea mai medievală religie în timpul nostru? Lewis Walton are
Da. Aici o interesantă observație, și anume că există o anumită afinitate ideologică. Da. Chiar dacă nu este recunoscută, dacă nu este... Între Islam și Adventiști. Da, există. Pentru că, până la urmă, poți trasa niște paralele de genul un singur Dumnezeu, o singură zi de odihnă, un cod de îmbrăcăminte, o dietă specifică. Deci, adventismul fundamentalist este ca Islamul. Da? Un profetism, un milenarism, da, sub o altă formă. Supunerea femeii. Supunerea femeii, da. Bine, acum nu putem să facem acum o comparație, deci ar fi absurdă, dar cert este că există o anumită afinitate. De aceea n-am fost foarte mirat inițial, asta a fost reacția, dar n-am fost foarte mirat când am auzit că sunt tineri adventiști atrași de Islam și care au prărăsit adventismul și au plecat în Islam. Eu am vorbit personal cu o adventistă de sud, rednecă cu ochii albaștri, convertită la Islam, cu baticul pe cap, și care a spus că Biblia a convins-o pe ea că Mohamed este profetul lui Dumnezeu. Deci, cred că punctul meu de vedere, cât sunt eu conștient de această simpatie, cred că din adventismul sau în special o anumită categorie adventiști sunt fascinați de această supunere oarbă. Exact, da, așa. Mm-hmm. Ascultarea asta, da. Fără întrebări, fără, adică așa, alb și negru. O lume maniheistă. Exact. Da. Și această libertate de a gândi, de a fi critic, îi deranjează așa de mult încât ei sunt gata să accepte ceva fără nicio complicație intelectuală, fără nicio intervenție intelectuală. Și de aceea sunt atrași. Adevărul este că atunci când citești Biblia, eu simt o simpatie față de Ismael. Da. Dar de la a simți simpatie față de Ismael și eventual urmașului, până a aprecia lipsa de libertate și lipsa de supunerea oarbă, mi se pare că e distanță destul de lungă. O secundă, Cornel a făcut o situație extraordinară interesantă, și anume că puntea ideologică este aici, în această poziție, și anume, odată ce accept literalismul textului, pentru că Islamul este Coranul este dictat. Odată ce accepti literalismul textului, atunci încetează să mai ai dileme. Da. Neavând dileme, intri într-o lume foarte aparent confortabilă, care totul este definit în alb și negru, o lume maniheistă, lipsită de probleme, de întrebări, de dileme. De conflicte, de zone gri. Exact, tu trebuie să cunoști exact ce este bine, ce este rău. Cum să te îmbraci, ce să mănânci. Pe coloane. Da. Atunci, câtă vreme urmezi acest cod al vestimentației, al dietei, al ritualului, al zilei de odihnă, în mod normal îți garantează un loc în împărăția respectivă. Dar mai e ceva dincolo de chestiunea asta. Adventismul începe să-și piardă acel militantism care l-au avut în primul secol de existență. Da. Ori Islamul vine și îți oferă un spirit militant extraordinar, adică ai o misiune, ai un sens în lumea aceasta, uiți de toate acest materialism secular care îți putrezește practic toate simțurile astea spirituale există și îți dă această direcție. Ori adventismul devenind difuz și destul de acum foarte integrat, ceea ce nu este rău, dar fără să aibă acel fie profetismul inițial, fie militantismul de a face o lucrare globală, indiferent sub ce formă, normal că trebuie să se substituie cu ceva acest spirit. Și atunci e posibil ca unii să crească în Islam acest spirit. Nu neapărat ideologia în sine, nu neapărat doctrina, dar spiritul militant. De fapt, dacă îmi dați voie, având în vedere că noi avem conceptul Marii Apostazii, normal că noi ne întoarcem, e foarte interesant, pentru noi decăderea bisericii începe exact atunci când se ridică Mohamed. Or Mohamed de fapt aduce o variantă a iudeo-creștinismului universal, de fapt. Acesta este, Islamul este o formă de iudeo-creștinism, dar este universal, nu e tribal. E un sincretism universal. Tribal. Și care e problema? Problemele Bibliei. Islamicii clar că recunosc Biblia, știi? Și au respect chiar și pentru Noul Testament, deși recunosc experiența Vechiului Testament. Dar problemele Bibliei, problemele grele ale Bibliei, problemele de dilemele care le lasă Biblia, și Biblia este mare tocmai pentru că îți lasă dileme și te lasă cu întrebări. Asta e Biblia mare. Acestea sunt rezolvate de un profet post-biblic. Ori, interesant că Ellen White, ca profet post-biblic, ne eliberează până de dilemele Bibliei, cum e cazul lecțiunilor cu Geneza. Adevăratul motiv pentru care noi nu avem probleme cu științele moderne ale vieții sau ale pământului, este că noi considerăm că Ellen White a dat răspunsul definitiv, nu că textul Genezei ar crea probleme, știi? Și ce vreau să zic, am citit de curând o carte a unui istoric din California care spune că tendința aceasta oarecum islamică, iudeo-islamică, este în toată America, de exemplu mormonismul are exact aceeași tendințe. Evanghelicii moderni, de fapt, cu patriotismul lor,
sunt de fapt mai mult islamici sau mai degrabă iudei, iudei cu țara promisă, cu poporul ales, în sens tribalist, decât creștini. Ca atare, cred că... Fundamentalismul, practic, ar fi cuvântul. Problema care este, creștinismul a avut o istorie și nu tot ce a fost istoria creștină trebuie aruncat la gunoi. Poți să vezi foarte mult și de la, din perioada catolică a scolasticii și de la reformație și așa mai departe. Poți să vezi și de la teologii contemporani. Adventismul a respins această dialectică a istoriei gândirii creștine pe motive că noi oricum avem pe Sora White. Așa cum islamicii n-au interes pentru ce a spus Aquinas sau Camus sau Luther, pentru că au Coranul și le explică Biblia. Deci aceeași spirit este. Se pare că o mare parte din adventiști încearcă să pună un semn, adică aparent un semn de egalitate între Coran și Spiritul profetic. Adică noi trebuie să avem aceeași atitudine pe care au islamicii față de Coran, să avem nu așa de mult față de Biblie în general, dar față de pentru că noi pentru acceptăm că Biblia nu e inspirată verbal, dar Ellen White e inspirată și verbal. De fiecare dată venim sau se vine cu un citat ca să clarifice, adică să facă ori alb, ori negru, pentru că se așteaptă ca Spiritul profetic să fie acea Arthur Daniels comenta în faimoasa sau infaimoasa conferință de la 1919. Spunea așa: adventiștii au opinii diferite despre inspirația Bibliei. Unii sunt pentru inspirația verbală, alții pentru inspirația ideatică, dar când e vorba de spiritul profetic, noi toți credem în inspirația verbală. Aici e problema. Din cauza aceasta, ce spune Ellen White este suprapus, de fapt, Bibliei și chiar lui Iisus Hristos. De fapt, Ellen White este văzută ca și Muhammad, ca autoritate deasupra lui Iisus. Pentru că orice ar fi spus Iisus, Ellen White ne spune care este înțelesul adevărat sau care este semnificația cotării evenimente de viața lui Iisus. Și aici avem în America, l-avem pe Joseph Smith, avem în America iarăși pe Eddie Baker, l-avem pe Terry Russell, deci există, se pare, l-avem pe Pat Robertson, mai nou, există un fenomen al profetismului post-biblic în America care dovedește că tendința, de fapt, este nu creștinismul istoric sau apostolic, ci islam sau iudaism, mă rog, unde se alege. Profetismul american este un fenomen, a fost un fenomen mai ales în secolul 18, secolul 19, deci pur și simplu n-a apărut așa ca ceva nou și neobișnuit pentru publicul de rând. În vremea aceea era obișnuit ca să existe profeți mai mici sau mai mari, ca să zicem în felul acesta, unii mai proeminenți, alții destul de obscuri. Dar trebuie să recunoaștem că Ellen White s-a remarcat printre cei care au avut o influență foarte durabilă și pe alocuri pozitivă asupra noii mișcări, având în vedere că ce se întâmplă, millerismul a imprimat o anumită tendință în mișcarea care avea să fie adventism, tendința apocalipticistă, în care totul se concentra asupra sfârșitului, persecuției, iminenței și sfârșitului istoriei. Adventismul s-a născut cum s-a născut. E foarte interesant că n-a durat decât maxim 7 ani de la Marea Dezamăgire și adventismul a renunțat la apocalipticism. Dându-se seama că dacă vrea să supraviețuiască, virgulă, ca și o mișcare în timp și cu o misiune globală, aceste tendințe, să zic așa, foarte spontane și destul de necontrolabile, aveau să o frângă. Atunci a plecat pe altă direcție, care a fost dezvoltată, inițiată foarte sumar la început de Ellen White, după care doctorul Kellogg. Și asta l-aș numi restauraționismul, în care se schimbă paradigma, sfârșitul există. Nu mai e chiar atât de iminent, îl trebuie să-l așteptăm. Dar până când va veni, noi trebuie să umblăm la, să zic așa, structura noastră interioară și exterioară. Trebuie să ne pregătim pentru acest moment. Vreau să spun că doctorul Kellogg a imprimat adventismul acest spirit restauraționism. Acum, dacă biserica adventistă este cumva percepută negativ în lume, este datorită apocalipticismului, da? Fanatici, sfârșitul, obsesii de genul acesta. Dacă biserica este percepută pozitiv, este datorită lui Kellogg. Pentru că sanatorii, sănătate, educație, lucruri pozitive. Adică problema e foarte simplă. Cine vrea să se vorbească despre moarte decât despre viață și despre viitor, nu? Dar ceea ce mi se pare mai interesant este că Ellen White a făcut o sinteză, da? Între, să zicem așa, dacă ne jucăm puțin cu Hegel și cu Marx, între teza lui, teza lui Miller, antiteza lui Kellogg, sinteza lui Ellen White a fost o
formă de adventism în care sfârșitul nu lipsește și este permanent anunțat, da. Sfârșitul este iminent, Domnul Iisus și așa mai departe. Pe de altă parte, reformă de deșteptare, da. Restaurarea este pregătire. Restaurare, da. Și mai departe. O chestiune foarte interesantă care, într-un fel sau altul, a dus pe de-o parte la supraviețuirea, nu numai supraviețuirea, da. Adventismului, dezvoltarea lui și transformarea lui într-o mișcare globală, indiferent cât de notorie sau nu este mișcarea, da. Dar totuși este globală. Acesta, părerea mea, că e punctul tare al adventismului. Și acum aș vrea să spun că acest punct tare, de fapt, este ADN-ul adventismului. Mai mult decât o sinteză hegeliană. Hai să spun. Deci, research-ul meu care l-am făcut când am scris cartea Hegemonide, m-a dus la un punct care m-a fascinat, anume începutul revoluției științifice, începutul epocii rațiunii. Există două tendințe în societăți secrete, deci în societăți secrete, categoric. Una este, în societatea rosicruciană, este că om, Dumnezeu transferă omului puterea să vindece și să prelungească viața prin știință. Ceea ce exact ideea Ellen White. Yeah. Nu uitați că ideea Ellen White, și aș vrea să spun, pare o superstiție, dar vreau să spun la partea pozitivă. Ideea Ellen White la reforma sanitară este întoarcerea omului la starea edenică. Deci, lăsând la o parte tot nonsensul calvinist al omului în stare după cădere, Ellen White recunoaște că este posibil să ne întoarcem la starea edenică și uneori e destul de științifică, de exemplu, nu susține diferența de suflet și trup și așa mai departe. Deci merge destul de științific în direcția aceasta. Deci restauraționismul acesta provine din secolul 17, din mișcarea rosicruciană. Ce e interesant că tot din mișcarea rosicruciană, prin Isaac Newton, care a fost un rosicrucian și un alchimist, vine ideea decodării apocalipsei ca istorie viitoare. Numai că aici e diferența între milenismul lui Miller și al lui Newton. Până la un punct, Miller merge exact ca Newton. Copilul lui Miller, de fapt, s-a numit Isaac Newton. Deci, la grapidă. Până la un punct, Miller este Newton. Dar, este o mare diferență. Newton vede escatonul. Deci, crede că 1944 va duce sfârșitul persecuției evreilor, crede că 1800, în jur de 1844, se termină, mă rog, influența bisericii catolice pe care o demoniza. Dar Newton are o idee foarte ciudată despre, nu știu dacă știți, despre împărăția lui Dumnezeu. El consideră că soarele va deveni ceea ce numim, noi să spunem că va deveni un gigant roșu, da? Uh-huh. Dar Newton e conștient că stelele explodează și el crede că din cauza cometelor, da? Uh-huh. Deci soarele se va aprinde și omenirea se va muta, nu toată omenirea, ci probabil cei care sunt din societatea rosicruciană și ceilalți, se vor muta dincolo de zona, în ceea ce este acum zona înghețată a sistemului solar, dincolo de centura de asteroizi, da? În zona giganților gasoși și va restabili civilizația pe o altă planetă a sistemului solar mai departe de Soare. Deci ceea ce este interesant că, deși Newton a introdus această decodare a apocalipsei ca un text cifrat, idealul Newton despre viitor seamănă mai mult cu un SF-ul. Uh-huh. Deci el crede în colonizarea sistemului solar de către omenire. Acum aș vrea să mă întorc. Cred că fac o afirmație care probabil că va strâni multă ridiculizare și multă critică. N-ar fi rău ca adventiștii, mergând pe linia aceasta restauraționistă, să-și regândească apocalipticismul în sensul utopiei lui Newton. În sensul de a fi o societate foarte luminată, foarte științifică, care toți trăiesc în mod egal, să zic, un fel de utopie, dar care aspiră nu numai, până va veni Iisus, când va veni aceasta, noi să prelungim viața, să rezolvăm problema bolilor, eventual să creăm habitate noi, chiar și în spațiu, este posibil la ora actuală, și în astfel adventismul, cred că aceasta ar fi calea de supraviețuire a adventismului în tradiția lui Kellogg și oarecum și a lui Ellen White. Exact. Da. Vreau să spun că am avut ocazia să vizitez Florida Hospital. Da. Da? Este o instituție condusă de biserică adventistă, da. Da? Un sistem de spitale adventiste în Orlando, da. Da? Florida. Și când am văzut exact cum operează un sistem adventist de sănătate, începând de la construcția în sine și până la, da. Relațiile și maniera de abordare holistică a individului, da. Sincer, am avut pe de-o parte simțământul că sunt mândru că sunt adventist, dar asta e partea subiectivă. Da. Dar partea bine mi-a seama că de fapt în asta ar fi trebuit să constea exclusiv, da. Misiunea, da. Adventistă. Da. Adică dedicarea pe această direcție a restauraționismului, da? De a, da. Promovării longevității, bunăstării, prosperității omului, nu mă refer la cea, da. Partea materială, mă refer la bunăstarea, da. Generală, well-being, da. Spunem, da. Noi, așa,
încât pe această filiră și probabil că și pe asta, și asta a fost și fondul, să zic așa, inițial al atletismului, da. Ellen White, pe fapt, asta și mizat extrem de mult, chiar dacă permanent reactualiza ideea revenirii, dar de fapt ideea de sanatorii, de până la conflictul cu Carol, de așa mai departe, a fost pe agenda ei punctul numărul 1. Eu cred că dacă adventismul s-ar fi dedicat mai mult restauraționismului și nu apocalipticismului de-a lungul timpului, noi, adventismul astăzi ar fi fost o mișcare alternativă, pozitivă în societate, ceva care ar fi creat un impact. Deci o paradigmă. O sinteză între creștin și secularism, probabil, perfect ar fi fost în cazul acesta. Da, cred că într-adevăr, această sinteză ar putea fi creată. Exact. Pentru că aș vrea să spun ceva. E foarte interesant că restauraționismul e mânjit de apocalipticism. De exemplu, faci un sanatoriu adventist, restaurare, mijloace naturale, duce omul acolo, află că femeile și bărbații nu au voie la aceeași oră în jacuzzi, că toate femeile trebuie să poartă pantalon pe sub fustă, și de ce, fiindcă așa zis sora White, că aici nu-i voie televizor, nu-i voie nu știu ce. Deci apocalipticismul totdeauna se infiltrează. Și încă un aspect care nu se menționează sau nu este atât de menționat este dacă toate aceste instituții au fost un fel de non-profit organization, nu conduse de un sistem corporatist, for profit. Aici altă problemă. Este deja aici se pierde foarte, foarte mult. Da. Ar fi fost ideal ceea ce spui tu, dar direcția pe care se merge este aceeași direcție pe care merg toate organizațiile de genul. Bun, acesta. Aici, Cornel, ai putut un alt punct. Odată am fost cu toți de acord că adventismul este parte din sistemul evanghelic din America, da? Hai să recunoaști, da? De fapt, din care și Biserica Catolică parte, din această, ce numeam noi cândva Babilon, religios la America, noi suntem o parte din el. Acum este o altă problemă. Adventismul, mai mult decât alte biserici, este parte din sistemul corporat mondial. Da. Este o corporație globală, care funcționează după legile corporației globale. Întrebarea mea către voi, aș vrea să discut de alt subiect. Uh-huh. În ce măsură credeți că acest corporatism împiedică misiunea adventă spirituală? Din punctul meu de vedere, este probabil cea mai mare piedică în a ne duce misiunea mai departe. Da. Adventismul să-și ducă misiunea pe care a început-o. Această direcție corporatistă pe care o ia. Pentru că pentru omul simplu, în momentul în care vorbești despre mântuire, vorbești despre Iisus Hristos, dar pe partea cealaltă este un conflict între Evanghelie și ceea ce practici, la nivel de organizație, la nivel de instituții ale organizației, deja este un conflict. Și îl vedem astăzi, îl vedem noi aici la Chicago. Avem un spital adventist, avem un sistem de spitale adventiste în zona aceasta. Avem conferință. Și deja se observă un conflict chiar în mijlocul celor care lucrează acolo. Da. Și aceasta este o piedică în împlinirea misiunii pe care am început-o. Acum, legat de această chestiune, George Knight, un istoric de obiectivitate aproximativă, dar totuși mai bătrân decât alții. Except în ultima carte. În The Fat Lady and the Kingdom. De mult avertizați această pericol al corporatismului, și anume aceasta este practic o piedică majoră în definirea misiunii. Întrebarea mea către el și către noi acum ar fi în ce constă misiunea? Da. Pentru că orice corporație are o misiune legată de misiune și metode pentru ca să atingă această misiune, nu? Deci în ce constă misiunea? Convertirea și recrutarea de noi membri și un flux foarte clar de fonduri și mai departe. În acest context, misiunea este deloc nestingherită, din contră, va merge din ce mai departe. În ce constă misiunea? În a promova o viziune, să zic așa, apocalipticistă asupra lumii? Și aici se poate, nicio problemă. Și George Knight, din păcate, ne încurajează să mergem în direcția cu ultima carte, cu Castarea Adventismului, asta și merge. În care recomandă modelul lui Stalin și Hitler pentru educație, ceea ce e de adeptat. Incredibil. Dar problema este alta. Trebuie să recunoaștem că adventismul nu mai este adventism dacă își pierde, să zic așa, nuanța sau aroma profetică. Absolut, indiferent cum definim profeția. Absolut, da? Deci nu mai este. Este o mișcare evanghelică ca oricare altă mișcare, fără niciun fel de problemă. Scopul discuției noastre e tocmai ca să deconstruim până la această ireductibilă misiune adventă. Da? Da. Deci, adventismul, dacă vrea să rămână adventism, măcar în spiritul tradițional al cuvântului, trebuie să-și recapete, să zic așa, nuanța profetică. Bine, asta încearcă și Knight, dar pe direcție cu totul greșită. Acum, eu înțeleg prin profeție
nu neapărat o chestiune punctuală de viitor în date exacte, locuri, persoane și instituții sau evenimente. Da. Prin profeție, înțeleg, de fapt, atitudinea profetului din Biblie, care este foarte la curent cu ce se întâmplă în societatea lui și care are un mesaj relevant. Da. Indiferent cum erau profeții pe vremea respectivă, dar ei aveau un mesaj relevant pentru Ninive, pentru Israel, pentru indiferent alte dați din jur, pentru poporul sau pentru împărat sau pentru individul privat. Deci, un profet e cel care trebuie să transmită un mesaj care să fie relevant și nu anacronic, care trebuie să conducă individul sau gruparea către o etapă superioară de o dezvoltare și așa mai departe. Ori în acest context vreau să spun că Miller a fost un profet extraordinar, pentru că pe de o parte a promovat ideea cum a prezis anumite fenomene și a dărâmat mitul milenismului. Anumite mituri. Ellen White, la rândul ei, a fost un profet pentru secolul XIX extraordinar. Ori nu ne zice acest profetism. Dom'le, în secolul nostru, 21, noi ca adventism, noi ce ar trebui de fapt să promovăm? Corect, vreți să spui ce aprobăm? Ce vreau să spun este că sunt de acord cu ce spune Sorin, dar în momentul în care noi sau adventismul a pierdut din mesajul libertății individuale, faptul că fiecare este liber să decide în dreptul lui și noi, indiferent de alegerile pe care le fac oamenii, noi nu trebuie neapărat să fim corecți politic sau necorecți politic, ci nu aceasta este misiunea noastră, să fim corecți politic. Noi ar trebui să luptăm pentru acest drept, pentru că acest drept de libertate individuală îl pune pe om în poziția de a alege mai departe ceea ce se facă. Noi dorim, noi avem o libertate, cum să zic? De grup. De grup. Da, așa e. De grup. Și noi trebuie să facem parte dintr-un grup ca să fim așa zis liberi. Da, așa e, da. Altfel nu noi ne luptăm pe libertate de grup adventismului, nu a individului. Exact. Da. Și atunci celelalte categorii din societate, seculare așa cum sunt, ei nu se bucură de intervenția noastră sau a adventismului în favoarea lor. Da. Ci chiar în defavoarea lor. Dacă m-aș referi ca la profeții seculari din timpul nostru, este clar că există o tendință tot mai puternică, radicală și anticulturală, care consideră că atât stânga cât și dreapta întrețin un sistem deja perimat. Și există un fel de sinteză între Marx și Nietzsche la foarte mulți critici seculari ai sistemului, care consideră că cel mai mare pericol pentru spiritul uman este postmodernismul și hipermulticulturalismul, care neagă existența unui adevăr, sau care neagă nu existența unui adevăr afirmat dogmatic, ci căutarea după adevăr absolut. Deci recunoaște că orice adevăr este provizoriu, dar în același spiritul uman trebuie să caute adevărul. Am locuit acest adevăr cu consensul și cu cultura și așa mai departe. Un alt aspect este că foarte mulți trag un semn și am citit acum câteva cărți scrise de italieni și francezi care mai puțin americani, care ne atrag atenția că sistemul cel mai opresiv, stil 1984, orul se naște în timpul nostru la nivel global și implică postmodernism, corporatism, religie, toate comunitatea de prioriu, încât individul nu mai are loc să răsufle. Și că paradigma, cum spune un profesor italian, paradigma timpului nostru este la gură de concentrare, în ultima instanță. Este o paradigmă istorică la gură de concentrare. Sau genocidul, care are loc pe scară ca niciodată. Deci, la ora actuală, noi, libertatea de grup este sfântă și de-aia nu va fi niciodată o persecuție pentru sabat. Dar libertatea individului este uitată. Bun. Mă duc la George Knight. George Knight, de exemplu, propune ca să lăsăm pe papă în pace, să îndreptăm tirul profetic împotriva islamului. Normal că și asta e chestie de corectune politică până la urmă, da? Că noi suntem vestul, ei sunt islamul. Dacă profetismul adventism ar trebui, după părerea mea, să se îndrepte împotriva acestui sistem, mai întâi Evanghelia, trebuie să recunoaștem, Evanghelia nu are nimic de face cu corporatismul. Evanghelia, nu spun ca să susțin o chestie marxistă, dar Evanghelia este prin natura ei împotriva lăcomiei, împotriva consumului, împotriva consumismului. Asta e Evanghelia, da? Împotriva proprietății private. Asta nu înseamnă că Evanghelia marxistă, că Evanghelia vrea să fie un sistem politic. Dar e vorba de aduri individuale. Și după aceea, Evanghelia este pentru adevăr definitiv. Așa că dacă noi vrem să fim profeți în timpul nostru,
Putem vorbi limbaj secular sau religios, dar trebuie să susținem ideea unui adevăr absolut sau cătărui adevăr absolut și să fim împotriva sistemul corporatism mondial la ora actuală. Nu poate fi împăcat cu creștinismul, oricât ai încercat să faci. Sunt asta. Deja voci de stânga, da. Cum am putea să le numim noi aici, deși care deja stânga folosesc, de sistem, vorbesc, da. Folosesc, de exemplu, anumite expresii ca lagărul american, lagărul european și că, de fapt, cei care conduc aceste lagre sunt corporațiile multinaționale, care ei vor să producă ca lagărul să consume. Da. Și mișcarea este atâta timp cât te supui regulilor pe care ei le impun jocului. Deci nu suntem departe. Majoritatea nu suntem conștienți. Noi că avem suntem foarte deja multe aici. Opțiuni hotărâte de alții între care să alegem. Asta e ideea noastră de libertate, da? Deci să-ți dau opțiunile, foarte multe. Și ai voie să alegi între ele. Ai voie să alegi între religii, între bunuri de consum, între parte politice, între sisteme de educație, dar de fapt nu ai voie să stabilești opțiunile tale personale. Și nu pentru că vine cineva cu pistolul după tine. Pentru că dacă o faci, te autodistruci. Sistemul te exclude. Da. Acum revin la profetism. Da. Prin natura lui, profetul anunță un sfârșit și nu un început. Da. Dacă nu faci acest lucru, nu este profet. Da. El trebuie să anticipe sfârșitul unei etape și începutul unei noi etape. Adventismul, dacă vrea să fie cu adevărat profetic în natura lui, trebuie să înțeleagă bine vremurile. Uh-huh. Și cum ai sugerat deja, el trebuie să anunțe și să denunțe un sistem corupt care este totalitarist prin alte metode decât cel pe care îl cunoaștem, cel clasic tradițional. Termenul nou e biopolitic. Deci dacă adventismul vrea să fie relevant, dar totuși nepopular, pentru că până la urmă profetul este nepopular întotdeauna, contracultural, atunci va trebui să denunțe postmodernismul, va trebui să denunțe political correctness, va trebui să denunțe toate aceste tendințe corporatiste. Multiculturalismul ca libertate de grup. Libertate de grup, dacă va face treaba aceasta, atunci va deveni cu adevărat relevant, în sensul acesta care Dumnezeu consideră relevanța, dar va fi nepopular. Da. Atunci se poate sta la persecuție, dar acea persecuție va fi justificată. Corect, nu va fi o persecuție tribală de toate unor smintiți. Ci una, care și-o caută, de fapt. Ci una organizată, științifică, dar cu adevărat justificată. Da. E conceptul de homo sacer, pe care primul homo sacer în istorie e Cain, de fapt. Adică omul pe care societatea îl exclude și care ai voie să-l omori. Uh-huh. Deci este foarte interesant că conceptul acesta din dreptul roman a fost reînviat în timpurile noastre. Persoane care trebuie excluse din societate sau chiar exterminate, fiindcă nu pot să se integreze. Dar te referi și la cazul cu politistul american. Exact, un caz tipic. Și e foarte interesant că poate că pentru alt material de discuție să n-ai cineva impresia că justifică metodele lui. Da, nici vorba. Dar cert este că felul cum a acționat poliția a confirmat, deci au tras fără somaj to shoot to kill în două vehicule inocente și, mă rog, folosirea, călcarea la pase comitat, m-au folosit armame militare în urmării. Dar care este problema? Care este problema? Și de ce acesta a fost vorbit mai mult decât orice criminal? Pentru că s-a întâmplat împotriva sistemului. Da, interesant, la ce a spus Sorin, acest caz s-a întâmplat în California. Da. Ați auzit vreun adventist, vreun președinte de conferință, vreun din administrație, președintele conferinței generale, să amintească ceva de cazul Cornel, acesta? Noi suntem corecți politici, care mileniști corecți politici și fundamentaliști postmodern. Deci noi avem patru contradicții îmbinate. Adventismul nu va milita niciodată pentru nicio cauză socială, politică, decât pentru sabat. Ecologică sau de acest gen, pentru că una la mână noi credem că acest pământ va fi distrus în curând. Da. Nu? Și atunci este inutilă. Ceea ce ar fi foarte posibil să fie și fără venirea Domnului. Exact, sigur că Atunci orice fel de implicare în societate este cu totul neavenită și inutilă. Atunci nu vom implica în asemenea cauze niciodată. Eventual în cauzele care țin de libertatea păzirii sabatului. Care e libertatea de grup. Sau a dietei curate. Dar însă și declarația de misiune a noastră se dorește a ne implica în acest. Pentru că dacă noi suntem cei care, sau Biserica Adventistă sau Adventismul, de cel care duce Evanghelia mai departe până la marginile pământului, este
numai de dorit să se implice în aceste probleme sociale. Cornel, pentru că este exemplul Domnului Hristos, de fapt. Din păcate, Cornel, adventismul e de la activism pe spectrum, de exemplu, care este adventismul postmodern și de stânga. Da? Implicarea noastră în probleme sociale însemnează corectiune politică. Noi ne implicăm în ecologism, în drepturile gayilor, pentru că suntem multiculturali și multiculturali ne convine și nouă, fiindcă suntem corecți politici. De fapt, nu e nimic radical în această implicare, faptul că adventiștii fac o demonstrație. Ba, uneori suntem stupizi ca acea biserică din Portland care făcea ore de rugăciune în jurul pompei de benzină ca să dea Dumnezeu benzină. Deci, combinația între consumism postmodern și religie medievală sau manipulativă. Sau protestul unora din California împotriva pentru McDonald's, corect. Așa este. Care va trebui, Deci aceasta este felul nostru de a fi provedit. Vreau să pun o întrebare la amândoi ca să încheiem. Considerați, deci noi se pare că cred că oricine înțelege că noi suntem atașați emoțional și spiritual de misiunea adventă, în același timp ne permitem o deconstrucție de la distanță. Sunteți de acord că am avea nevoie de o demitologizare a profetismului adventism? Deci, în ce sens? Profetismul adventism să rămână în picioare. Dar în același timp, noi îl vedem printr-o mitologie. Și mitologia aceasta își găsește într-o chipare perfectă în paranoia decretului duminical. Da? Sau mitul decretului duminical. Că de fapt este un mit, mai ales o societate multiculturală, nu știu ce te-ar persecuta pentru dreptul tău de grup să ții sabatul, da? Dar sunteți de acord că am avea nevoie de o demitologizare a Ellen White, în sensul să o prețuim ca profet, dar în acest timp să-l dăm la o parte mitul Ellen White, da? O demitologizare cum ai făcut-o adineaur cu Iulia Miller, da? Să-l prețuim ca o voce profetică, dar să demitologizăm. În același timp, vreau să înțelegem clar că evanghelismul și penticostalismul nu sunt opțiuni pentru noi. Noi, dacă rămânem credincioși religiile noastre istorice, mai degrabă mergem spre secularism, zic eu, spre un secularism, spre un secularism care a fost domesticit de creștinism, să zic, da? Care a fost influențat etic de creștinism, decât spre evanghelicalismul și penticostalismul, spre care se îndreaptă 90% dintre adventiștii de acum. Poate umanist. Da, umanist. Un umanist creștin al Erasmus de Rotterdam, de exemplu. Da. Sau raționalist creștin al René Descartes, de exemplu. Aș vedea. Ce părere aveți de treaba aceasta al recapturării profetismului nostru cu toată intensitatea lui? În același timp să-l demitologizăm, să-l demistificăm. Crezi că e posibil? Va fi posibil de atâta timp cât vom dori acest lucru. Dar va fi persecutat în biserică pentru asta. Dar o anumită categorie din biserică și mă gândesc că cel puțin din partea superioară a structurii, nu cred că va îngădui o asemenea dar pericolul vine și de la gloată. De la gloata care a fost învățată să renunțe la orice și să creadă orbește sau să asculte orbește. Uite, reacția la lecțiunea noastră despre Geneza. Și asta nu cred că este o... nu ne aduce nouă niciun punct sau niciun plus această supunere oarbă. Da, nu știu dacă este, nici nu cred că este biblic. Lecțiunile de acum, de exemplu, arată perfect sinteza între supunerea oarbă față de conducere și spiritul de gloată. Da. Pentru că lecțiunile sunt tot ce poate fi mai rațional cu putință și în același timp nu este nevoie ca gloate să spui stai jos că îți dau cu biciu, pentru că ei se vor ridică să apere aceste lecțiuni aberante pe care le avem acum, da? Deci toată gloata le apără și uitați-vă pe internet. Da. Acum, profetismul adventist este condiționat ideologic. Asta se poate stabili foarte ușor, având în vedere că există o agendă, nu? Da. În orice interpretare există o agendă. Milenarismul în sine, de orice factură, are o structură ideologică, un proiect ideologic. Pentru asta nu se poate funcționa. În contrast cu utopia, care este destul de spontană și destul de abstractă. Milenarismul are o agendă politică sau ideologică. Bun, ideologia sau proiectul nostru ideologic constă faptul că dorim să supraviețuim cât mai mult în această istorie, promovăm sfârșitul, încercăm să levităm cu tot ce se poate de tare. Este foarte interesant. Adică noi vrem să vină sfârșitul, dar de acolo de cât apare o problemă care ar aduce sfârșitul, încercăm să evităm. Deci asta e paradoxul adventist. Pentru că nu credem că absolut. Este obligatorie o demitologizare a profetismului, pentru că altfel
ne vom scufunda într-o, nu doar într-un anonimat din punct de vedere, să zic așa, denominațional, dar pur și simplu social. Adică pur și simplu vom deveni niște alienați și poate în mare măsură și suntem. Deci demitologizarea nu numai a profetismului, eu aș spune și a adventismului în general, este obligatorie, pentru că fără această demitologizare nu poți să ai o percepție realistă a societății, a relațiilor între tine și ceilalți și a așteptărilor pe care le ai în lumea aceasta. Acest proces este extrem de dificil și nu cred că va fi de nimeni inițiat. Și dacă cineva va încerca să facă acest lucru, cu siguranță că va fi foarte ușor marginalizat. Pentru că o demitologizare presupune întotdeauna o recunoaștere a faptului că proiectul este în mare măsură trăit în imaginar și nu în real. O distinție imaginar și real, din păcate, în adventism nu există. Se consideră ca fiind un singur tot. Ori până nu face această distinție imaginar și real și până când nu ne revizuim fundamentele și construim pe o bază solidă, din păcate, adventismul, într-un fel sau altul, violent sau gradual, va sfârși ca orice altă denominațiune anterioară care... În irelevanță totală. Irelevanță și alienare. Da, da. Va ajunge ca orice altă religie care... Aș spune, nu ca orice, de exemplu, catolicismul timp de 2000 de ani a învățat niște lecții. Catolicismul a învățat să supraviețuiască propriilor aberații. Nu? Deci când apărea cineva cu o idee, făcea un ordin călugăresc. Și geniul catolicismului a știut că a păstrat intensitatea. Trebuie să recunoaște că între bisericile istorice nu există o religie în care creștinul e mai dedicat decât creștinul catolic. Vorbim la religiile istorice, da? Dar în același timp a știut să aibă un dialog permanent cu rațiunea, catolicismul. Scuze-mă că te întrerup, pentru că foarte interesant, catolicismul are o dialectică. Da, exact, are, asta este. Ori adventismul nu are niciun fel de dialectică și nu poate să povestească. E o metafizică, contradicțiile. Dacă nu are o dialectică, măcar în sensul marxist, dacă nu altfel, nu poți să povestești cu contradicțiile și atunci ai tendința ca să... Uite, chestia asta ce mai bine la lecția despre geneza. Acum mă întorc chiar la fiecare unde-l doare, da? Problema care este? Noi nu acceptăm această dialectică, adică noi nu acceptăm că Biblia poate fi adevărată. Și în același timp știința poate fi adevărată. Noi trebuie să respingem cu totul știința ca să acceptăm adevărul biblic, să respingem Biblia și să devenim atei. Și interesant că această opțiune ni se oferă în lecțiune și e o opțiune foarte periculoasă, că cel puțin între tineri și cei educați, cei mai mulți nu vor accepta Biblia, ci vor accepta ușa deschisă. Deci aici este o problemă, adventismul nu are o dialectică, este foarte corect acest lucru. Deci este o religie care merge pe niște absoluturi. Dar e interesant aici un lucru. Dacă luăm preambulul la cele 28 de puncte, ideea este dialectică. Și de ce? În preambulul la cele 28 se spune așa: acestea sunt tranzitorii, reprezintă înțelegerea de către noi adevărului la acest moment dat și credem că Duhul Sfânt ne va ajuta să-l schimbăm. Bun, întrebarea mea este cum să te ajute Duhul Sfânt să schimbi dacă cine face dizidență la unul din cele 28 de puncte este eliminat din sistem. Dar preambulul implică o dialectică a celor 28 de puncte. Dar, de fapt, ele sunt dogmă, sunt metafizică pentru noi. Exact, absolut. Da. Da. E declarație formală și nu are niciun fel de aplicabilitate practică. Pur și simplu este ca o supapă. Și eu am fost întrebat de conferință dacă accept cele 28 de puncte. Și am zis, da. Accept pentru ceea ce sunt. Adică sunt poziția bisericii la ora actuală, în paranteză, poziția unei biserici cu majoritatea numai a treia, da? Și sunt provizorii. Accept că aceasta e poziția bisericii și că sunt provizorii. În ce mă privește, consider că unele puncte trebuie revizuite. Nu ca farfurii, pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale. Da. Vă mulțumesc mult și, Sorin, îți mulțumim mult pentru vizita la mulțumesc Chicago. Și eu, mulțumesc și te pentru mai invitație. Așteptăm la asemenea discuții și la școala de sabat și invitatul nostru. Tot plăcere, mulțumesc mult.